Adrian, tu ce simți pentru Raluca? Totul. Tot. Simți că o iubești? Eu sunt tot. Da. Foarte frumos. Ce iubiți, frate? Da, ce? S-a emoționat. Nu, ai enervat-o Bianca. Te-ai enervat Bianca? Și tu te-ai enervat Bianca cu părerea? Păi, dar tu n-ai cuplu și tu ți-ai părerea despre un cuplu, mă, fată, tu n-ai cuplu. Tu zici că ei nu m-a îndrăgostit. Și tu ai fost îndrăgostită când ai dat mesajele alea? Și asta e părerea mea. Foarte îndrăgostită. Ce mesaj? Iar mesajele alea? Da, era foarte îndrăgostită. Nu, n-au de ce să mă atace și caută motivele. Ei, nu, ei, nu. Nu, că dimineața a fost discuție despre mine și m-a deranjat. Nu vezi că tu ești limitată? Nu vezi că tu ești limitată? A început ea să-mi spună despre... Ce? Da, că mi se pare că eu, dacă aș fi în locul ei să-mi zică cineva că never, eu nici măcar n-aș mai fi stat acolo, că tu nu te legat tu de none, că eu știu ce e acolo, eu știu. Na. Dar care este problema voastră? Că te bagi unde nu ea trebuie. Ea s-a băgat unde nu trebuie și pe unde nu trebuie, mă? Păi, crezi că e vreo caz între tine și noi? Să dau cu părerea despre none, că none n-ar fi afară cum e aici. Pentru că tu ai început cu Adrian, da? Că eu sunt prietena cu tine numai ca să-l pui la favorit pe Adrian. Păi și ce, Bianca, nu e adevărat? Ce să fie adevărat? Păi tu de ce ai zis de mine? Ea n-are voie să zică de none. Și ce? Dacă nu vorbeam cu tine, vorbeam cu ea. Adriane, stați pe concediu meu. Ce materiale? Mă, lasă-mă, frate, că ea nu înțelege, băi, ea nu înțelege, este în copilă, frate. Vă certați când venim de acasă. Nu, dar odată ce vă băgați... Nu aș certa după. Păi cine s-a băgat? Că tu ai început primul, cu vorba despre mine. Prima. Tu ai început prima. Nu, ea a început. Nu, tu ai început prima. Că am văzut pe televizor, Bianca, toți băieții am văzut. Hai, măi, lasă-mă. S-a arătat materialul pe televizor. Tu vorbeai de mine că de ce vezi, doamne, e prietenă Raluca cu tine, că să mă voteze pe mine, fetele mele, în gală, să fiu eu protejat. Ai înțeles? Și după ea ți-a zis, Danone, că tu ești fraier. Nu, ea mi-a zis mie aseară în mașină chestia asta. Că noi nu se comportă cu tine. Lasă, frate, mașina, noi vorbim de ce se întâmplă în emisiune. Ea a început și a zis că va spune în emisiune. Și tu ce? Că cine nu se comportă în emisiune cum se comportă afară. Da, adică în fața aici zice că îi place, că nu știi, fapt lui nu-i place de ea, lui îi place de Roxy. Și Roxy acum se simte foarte nasol când ea îl place pe None sau nici de Roxy și se simte nasol. Te vorbește de None ca și cum nici nu e aici. Dar nu mă deranjează. Vreau să vorbim și cu None, să-i cerem părerea și lui None, dacă tot ești None cu ocazia asta. Mi-a spus părerea None. Nu, Ralu, nu mă refer la tine, că de vreme a fost o discuție atât de aprinsă pe seama mea. Ești un player. A fost o discuție atât de aprinsă pe seama mea pentru faptul că eu cu Bianca vorbim când în afară, când ne trezim pe holuri, eu am glume cu ea. Glume în ce sens? Despre aspectul ei fizic o fac uneori în glumă, snăbănoagă, râd de urechile ei, râd, am râd și de sânii ei. Dar este prieten, suntem prieteni, ea mi-acceptă și nu văd o problemă în asta. Noi am discutat, știe că între noi doi este o amiciție, prietenie, e mult spus. Și atâta timp cât pe ea nu o supără și o fac să râdă cu glumele mele, eu nu știu de ce ar deranja pe restul. Păi nu, că vorbesc altfel. Pentru tine e amiciție, pentru ea e încă un viitor. Eu am vorbit cu ea și ea a spus că și pentru ea este o amiciție, dar Bianca speră ca amiciția asta să se transforme. Păi vezi? E, da. Și care-i problema? Eu nu cred. Păi, dar trebuie... Eu nu cred. Roxana a zis că da, Roxana știe ce să facă și ea îl place pe None, doar că nu-i place să fie tot timpul după el cum face Bianca și... Cred că vrea să-l facă un pic gelos, să-i atragă atenția că el poate, ea poate comunica și cu alți băieți. Deci toată lumea i-a dat 5 la Luca, în afară de Ștefan? Da. Mulțumesc. Da, și Daniel? Da. E bună. Da. Avem o câștigătoare. Da, ciodată. Bun. Bravo, mai avem materiale. Am înțeles. Ia să vedem. Marina. Ia. Dar nu te vedeți. Dacă mi-ai da inima ta, singurul sentiment care m-ar încerca este frica. Cel mai frumos gest care m-ar surprinde, să te măriți. Mă, de ce mi-ai căutat inima? Eram sigură că o să ieși singură. De ce mi-ai căutat inima? De ce să caut inima? Inima! Nu pot să caut. Hai că o să o caut, hai. Poftim? N-ai găsit-o? Nu încă. Păi deschide ăla. A. Uit-o. Nu vede, nu cred.
faci părul. Asta e problema, că ți-am găurit-o. Inima ta e găurită, plângi. Bun, hai să vedem notele. Adrian. Hai, întoarce-ți clipboard-urile. Daniel, 3. Plușii și atât. Ea a făcut tot momentul, dar eu încerc să rămân modest și dacă primesc aprecieri, să le fac alții. Iar Marina gândește fix la fel ca mine. Ce-ai fi vrut să facă? E de ajuns. Eu am zis, nu, da, gândesc. De ce o influențezi? E de ajuns. Nu influențează. Dar ce-ai fi vrut să facă pentru 5? Nu știu, vreau să fiu surprins. Dacă aveam eu idee, probabil că făceam eu mai mult în camera. Început bun pentru ce? Adevărul că poți să fii și surprins așa ușor. Și castel dacă îți făcea Marina. Atunci mă înțelegi, da? Atunci se explică nota? Nu, la tine da. Adrian, 3, de ce? Atunci când s-a întors Daniel din camera roșie, m-a surprins setul de întrebări al Ralucăi. Pentru că prima dată a dat fail cu setul de întrebări. Cum? A dat un fail cu setul de întrebări. Ce faci, unde stai, cu ce te ocupi? Primul era rușine. Nu, era, se referă la primul moment când abia ne cunoșteam. Și când am venit prima dată în casa fetelor, a doua zi de când am intrat aici, Marina am stat un pic deoparte și a venit foarte interesant așa la mine. Am un set de întrebări pentru era emoționat tine. Și mi-a zis, am un set de întrebări, eu eram terminat tot, adică am stat așa și am zis, mamă, ce mă așteaptă acum. Setul ei de întrebări era, unde stai și cu ce te ocupi? Și de ce nu te-ai căsătorit până la vârsta asta? Da. Da, cam ăsta era setul ei de întrebări. Eu așteptam să fiu pus la o grea încercare. Deja eram jumate terminat. Ce m-a impresat pe mine cel mai mult a fost că a gândit ce a scris pe foaia aia. Exact. Deci doar întrebările le-ai notat acum? Păi eu, practic ăsta a fost momentul cel mai interesant. Am înțeles, bine. Adică ce m-a impresionat pe mine de la începutul carierei. Cristian, 5. Poate și să și gândesc. Iar Adrian vrea și premiul logistul la 3. 5. Mi-a plăcut, primul rând, mi-a plăcut placa de păr pentru Daniel. Așa, adică a fost funny, chiar a fost amuzant, a avut simțul umorului la faza asta. Și mi-a mai plăcut reacția lui Daniel de după, că a rămas marcat de întrebările pe care i le-a pus. A zis că a evoluat. Dar cine e în poză? Plușica sau Daniel? După forma fetei, plușica. Asta așa mă gândeam. E pufoasă. Pe la sprâncene înseamnă că Daniel. Dacă are păr, e plușica. Ștefan. Da. De ce? Mi-am cam la băieții toate cuvintele. Aha. S-a văzut și pe fața plușicii ce emoții avea. Plușică-i. Reacția ei face, spune totul. 5, Bogdan, de ce? 5 pentru că s-a purtat foarte frumos cu el. Și felicitări. Adică am notat cum s-a comportat fata, nu și bărbatul. Adică... Dacă era Daniel, adică dacă era să te punctezi pe tine, frate... 2. Na, 1. De ce? Nu știu, a fost un pic cam detașat, dar nu... Așa e Daniel. Adică un pic mai atașat, un pic mai... Mamă... Nu, ceea ce spui tu este foarte corect. Atunci înțelegi de ce am scris. Adică nu vreau să judec pe nimeni, dar mi-a plăcut foarte mult gestul care l-a făcut pentru tine. Pe 5. Adelin. Doar pentru pluși. Hai, mă, Adi. Dai să pun și o lacrimă. O lacrimă. De ce a fost inima găurită și nu a fost o inimă întreagă? Pentru că era de pe brățară. Pentru că i-a ciuruit-o. I-a ciuruit inima. Cred că așa o ai și tu. Mai rău. Mai ciuruită oare. Da, nu aveți de unde să știți ce putere are dragoste. Da, da, sigur. Era dragoste. Mai vedem un material. Rafa. Rafaela. Ia să vedem. O să vedem pe cine e chemat de Rafaela. Pe chespă. Bun. Parcă lumea nu mai scrie. Nu mai scrie, zi tu. Doi. Pentru că e un moment care nu există, dar este un moment corect totodată. Un punct din oficiu și un punct foarte frumos. Gest. Adrian, 2, de ce? 2. Să nu se simtă singură.
Cristian. I-am pus dată, data viitoare. Data de? I-am pus dată. Catalog. Data viitoare o notez. Îi dau 1. Din oficiu. 1. Ștefan, 1. De ce? 1 pentru că nu e 1. Unu pentru că sunt numărul 1. Nu pot să zic nimic. 1 pentru că trebuia să chemem pe cineva, adică. Pe bune acum. Una. Doar una. Pe Bogdan vrea. Nu poți chema Bogdan dacă nu. N-a vrut el. Da, Bogdan. Momentul a fost corect. Da. Mădălin. Eu am dat un dita mai 1. Nu este cu răutate. Mi s-a părut normal din partea ei. Nu poți să chemi în camera roșie să faci un moment romantic pentru cineva. Sau special. Sau un moment special pentru cineva față de care nu simți nimic. Doar că este o notă corectă. Nu este cu... strict pentru un moment. Adică n-a fost niciun băiat, n-a fost niciun moment. Am înțeles. Mai apuc. Rafaela nu e? Păi, nici n-a fost. Nu am avut ce să punctez. Unul din oficiu. Bun, mai vedem un material. Ce repede am terminat. Bianca! Hai! Îmi doresc să ne uităm împreună la un film sau să gătim amândoi. E prima oară, după un an de zile, când mă îndrăgostesc. Mă îndrăgostesc de tine în fiecare zi, mai mult și mai mult. Vrei să fiu sincer? Da. Și că ți-am spus că nu te cred că te-ai îndrăgostit. Da. Dar sincer, acum cred. Și știi de ce? Hai să zicem că la început aveai emoții, alte chestii. Dar acum nu mai este la început și te văd că ești panicată. Da. Dar nu mă așteptam. Bun, hai să vedem și notele. Stați că eu încă notez. Daniel, 4, în sfârșit. În sfârșit ce? Bianca începe să devină un pic mai domestică și mai reală. Nu e forma potrivită la care trebuie să ajungă, dar caută să fie mai real. Știam și ce a scris acolo, nu ne-a punctat cel mai bine. Da, v-a citit biletul? Ne-a citit și nouă, da. Ai primit ajutor la scrisul bilețelului? Nu. Nu, l-am scris aici. Te-a ajutat Ștefania? A, nu, era scris. Mi l-a arătat mie. Era scris, doar i-l-am arătat ei. Sau te ajut, ți-l-a scris ea? Ți-l-a scris ea sau nu? Sigur? Nu e adevărat. Zic că unul îți dau. Încep să șterg, zi. Nu, jur că nu, promit. Nu i-ai scris tu sau nu? Eu am scris. Nu i-am scris, eu doar am stat de... Ea mi-a arătat, a avut încredere în mine să-mi arate. După ce l-a scris, mi l-a arătat. Am fost singură, așa am spus că încheierea ar trebui să încheie cumva, dar... A zis că nu se pricepe la încheiere și l-a lăsat. Ea mi-a spus că nu am știut să fac încheiere, da. La ceea ce am spus și am zis că nu. Nu, sunt inclusiv cuvintele exact pe ea. Da. Nu, mă. Măi, Dani, te contrazic aici. Este filmare, aici. Te contrazic. Deci, sunt neologisme, da, de care Bianca habar n-are. Mă bucur că spui asta. Zi un cuvânt să vedem dacă îi știe definiția. Să-mi prezintesc scrisoarea, că n-am reținut. Dar am auzit neologisme pe care nu le-am auzit niciodată în emisiunea asta la Bianca. Adică, în emisiune n-am văzut-o pe Bianca să aibă un limbaj sau un vocabular. Pentru asta i-am dat 3. I-am dat 3, da? Pentru G și pentru că a vrut să rectifice o problemă din trecut. Dar cuvintele nu au fost ale ei, plus că a fost... De asta am zis la un moment dat, clișee ieftine, dar nu am spus-o cu sensul de a jigni. Pentru că uneori în lipsă de idei, în lipsă de originalitate, se copiază foarte mult. De unde? Ideile unor altora. Adică dacă Marina spune ceva acum, se spune peste 3 zile. Dacă Raluca spune ceva acum, Bianca spune peste 2 zile. Și iar, dacă nu știe ce să zică, peste 3 zile combină cele două idei și iată, este o idee originală din partea Biancăi. Asta se întâmplă și că dezbătem foarte mult acelea subiecte. Exact. Cenante și nu e chestia de... Deci este video filmare când eu scriam aici singură. Deci nu m-a ajutat nimeni. Păi da, noi, dar tu nu cunoști sensul cuvintelor. Nu minți că-ți crește nasul, eu vreau să știu adevărul. Nu cunoști sensul cuvintelor. Lumea de acasă o să văd. Gata, ți-ai motivat alegerile. S-a stins televizorul când ai minți. Nu mă interesează ce credeți. Gata, măi, a scris ea și gata. Ea a scris singurică, doar s-a consultat cu Ștefania. Ștefan, 3, de ce? Nu vreau să supere, nu n-ai pe mine, fratele meu, dar fix pe Bianca am votat-o așa. Nu prea înghit eu chestiile astea
romantismele astea incurabile. Deci nu-ți plac ție lucrurile astea? Nu, chiropoase. Dar nu din partea ei. A, nu din partea ei? A vrut să zic că... Nu simte ceea ce a scris acolo? Poate simte, poate că nu simte, nu știu, nici nu vreau să știu. Așa am votat și asta. A vrut doar să impresioneze? Da, cum, prin cuvintele acelea. Dacă nu vrea să impresioneze, asta am încercat eu să punctez. Ea poate a simțit, poate a simțit ce a scris. Dacă nu vrea să impresioneze, folosea cuvinte simple. Măi, oamenilor, dacă vă întreb ce cuvinte a folosit, nici nu le-ați ținut minte, dar spuneți că a folosit mari cuvinte. N-am folosit nimic important acolo. Încep să simt că mă îndrăgostesc de tine din ce în ce mai mult, mi-ar plăcea să gătim, să ne uităm la un film. Păi las că n-a scris. Dar ce mai scris, mă, frate? Hai, dacă... Păi nu, tu spui că a fost... Să aducă ce ți le zic, ți le zic acum. Zile, hai. Dar să-mi aducă scrisoarea, că nu le țin. Ai citit? Ai văzut Adinaur? Să spun n-a folosit nimic. Da, mă, frate, vorbiți din povești. A fost totul banal. Bă, m-am referit că pentru vocabularul ei este, a fost senzațional. Poate pentru al meu. Așa, da. Pentru vocabularul ei a fost senzațional. Care cuvinte? Bun. Mai avem materiale? Da. Da, Roxana. Bun. Roxana. Ia să vedem.